Es el estilo de Pedri, de Lamine Yamal, de Gavi. Ia, te pup, șefule, unde e semnătura? Bă, ești bun, ești bun! Bună ziua, clan, și bine v-am regăsit cu un vlogulescu. Astăzi am fost invitat la deschiderea oficială Barça Academy la București. Da, Barcelona, echipa din Spania, deschide Academia la București Chat și am prins și o invitație frumos, am avut pile unde trebuie. Vine și Don Laporta o să fie prezent acolo, adică președintele Barcelonei, bossul care face plățile la toți șmecherii, o să fie și el acolo și nu știu cum să mă îmbrac, să mă păstrez așa casual, normal, my office, să-mi iau direct hainele de sintetic, alea cu Barcelona frumoasele, că am atâtea de nu știu cum să le pun pe mine, că le-aș pune pe toate pe mine. Nu știu cum să fac, cred că de fapt mă îmbrac eu normal, că mă gândesc pe acolo să mai fie și personalități din fotbalul românesc. Ai înțeles, un Sărilie, un Gică Popescu, poate, un domnul Hagi, dar nu cred că, na, urmează etapă. Dar, nu știu, cine o fi pe acolo, am emoții așa un pic. Aoleu, dacă exista academia asta când aveam eu 12, 13, 14 ani, când făceam eu fotbal. Of, poate acum eram fotbalist, nu se știe niciodată. În fine, ne ducem acolo, nu știu. De fapt, cred că știi ce fac, nu? Mă îmbrac normal și am un tricou cu mine și poate îmi dă și mie Domnul Laporta o semnătură. Tu îți dai seama, până la urmă, semnătura care e pe contractele tuturor jucătorilor de la Barcelona. Și la aia dinainte și pe contractele lui Messi și așa. Deci, e bun, e bună semnătura aia. Hai să vedem, chat, trebuie să plecăm. Da, chat, și nu știu ce tricou să iau la semnat. Îl avem pe ăsta, Seniera, ăsta gol de mi-a plăcut mie mult. Sezonul, tricoul de sezonul trecut de mi l-a făcut Tina cadou. Bluza de antrenament de anul trecut. Un Messi 2009. Un Messi 2019 când i-a spart Liverpool. Un Messi 2011 final la Wembley. Ăsta 2012 frumusețea asta. Ultimul tricou pe care Messi l-a purtat la Barcelona. Ăsta de la remontada aia frumoasă. Și aici avem Inter Miami și alte vrăjeli. Dar cred că le-au pe ăsta de mi l-a făcut Tina cadou anul trecut. Unde este acesta. Bă, acum că mă gândesc, nu cred că am făcut bine că l-am luat pe ăsta. Trebuia să le iau pe la galben la Seniera. Că pe ăsta nu știu dacă o se vadă semnăturile. Bine, acum, na, să ajungem noi să ne semneze. Și Gică Popescu, aș vrea să-mi semneze. Mă gândesc că sigur o să fie acolo, că doar n-a fost capitan la Barcelona. Jucător acolo de onoare. Vedem ce-o fi, o fi. Marker mi-am luat. Bă, să aici mă gândeam dacă exista academia asta când eram eu mic. Tu zici, bă, doar așa, nu că ajungeam fotbalist sau ceva, că nu eram vreun talent. Bine, dacă munceam mult de tot, dacă mă lăsam de școală și mă băgam pe fotbal, o șansă aveam, ca noi toți. Da, na, au fost altele la mijloc. Dar, băi, dar doar așa, să-mi fac eu junioratul la Barcelona. Aoleu, săream în aer. Să am echipament, cum joacă ea. Să am și eu, când începe sezonul, să-mi dea echipament. Nu ca la Megidia, care a jucat și fratele meu și tata și bunica, mi-am jucat toți în același echipament. Of, da. Aia acum, da, sper copiii care văd asta și sunt din București, eu zic că e șansa lor să se ducă. Sper să vină cât mai multe academii, știu că erau și Atletico Madrid, nu știu dacă mai e acum Atletico Madrid de București. Știu că era când făceam eu fotbal acum 10 ani, era Atletico Madrid de București. Să sperăm să vină și echipele mai inferioare, cum ar fi Real Madrid de București și alte chestii de genul. O mai dau și eu foc un pic așa, să mai dai și mie un comment, să facă engagement. După cum ați văzut, dacă ați văzut în secunda verii, am schimbat și mașina. Mi-am luat un Mercedes C-Class, mulțumesc Doamne Dumnezeule mare și toți oamenii cu care am colaborat și am lucrat toate brandurile, Shelly Media Network, Global Records și toate brandurile cu care am colaborat. Și m-au ajutat să achiziționez această mașină. Și da, chestia e că eu am de pe 19 iunie 2024 și azi suntem pe 8 octombrie, dar nu am făcut videoclip de la clasic de YouTuber, nu știu, nu mi-a venit, n-am simțit așa, nu știu, mi-a fost rușine, nu știu cum să zic, dar voi m-ați sfătuit că, bă, fă videoclip, fă videoclip, fă videoclip. Într-adevăr, vreau să fac și mai multe vloguri și ar merge un vlog în plus, dar nu știu voi ce zice, să fac videoclip de la despre mașina pe care mi-am luat acum 4 luni, credeți că are sens? Nu știu, sau să-mi spună un YouTuber care face asta, nu știu, am fost nebun, am fost inconștient, am luat C-Class. Să fac asta, nu știu. Spuneți-mi voi în comentarii dacă vreți sau nu să fac. Am ajuns, chat, loc de parcare, m-am luptat. Am ajuns cu 45 de minute înainte și loc de parcare am căutat jumătate de oră. Acolo văd că scrie intrarea de la Arcul de Triumf. Trebuie să trecem strada Golănești acum și ajungem. La Masia!
De când jucați, mă, la Masia? De când jucați la Masia? Din august. Ia uite, băieți, aici și cu X-Breaker-ul aici pe zonă. Gata, am și plecat. Ia uite, au tras aici o scenă așa. Frumos. Așteptăm pe domn la porta, văd și niște mese, cred că să dă și un meniu zilei ceva, o paella, o vrăjeală. Hai să vedem. Băi, evident că nu mai eu puteam să am norocul să parchez mașina fix unde vine cineva acum. Și fix acum venea domn la porta și eu am parcat în fața la unui garaj și a venit fix acum omul la casă. Și eu m-am și certat la telefon. E zis că ajung într-un bine, mă certa. O da, o da, domnia mea. La porta care vine prin mulțimea de copii. A venit momentul mult așteptat, o să-l cunoașteți pe omul care conduce probabil unul dintre cele mai puternice și mai de tradiție cluburi din lume, FC Barcelona. Copii, cum îl întâmpinăm noi pe președintele de la Barcelona? Puțină viață, că sunteți sportivi! Doamnelor și domnilor, the president of FC Barcelona, Joan Laporta. Mr. President. Estic encantat, encantat. Absolut encantat. Primera academia del Barça en Rumanía. Otras de las personas que hacen posible que hoy estemos aquí son la delegación del Fútbol Club Barcelona y nuestros entrenadores y formadores que vendrán aquí a formar a todos estos niños y niñas. Putem să nu menționăm întregul staff de la Barcelona în cadrul academiei noastre, a antrenorilor și a formatorilor, toți aceștia vor veni aici să vă ajute și să vă sprijine. Hoy he tenido la oportunidad en Barcelona de asistir a un acto que Andrés Iniesta. Astăzi în Barcelona am avut ocazia Conocéis a Andrés Iniesta? ¿Os acordáis? Îl cunoașteți pe Andrés Iniesta? Pues Andrés Iniesta es un jugador paradigma de la Masía del Barça. Las academias del Barça. Acest Andrés Iniesta este un jucător paradigma în cadrul Barça. Con esta academia. Ce avem noi de gând cu această academie? Es que la gente joven forme parte del deporte. Vrem ca tineretul, copiii, să facă parte din sport, să fie implicați în sport. Evidentemente, de este estilo. Es el estilo de Pedri, de Lamine Yamal, de Gavi, de Fermín, de Valdé, de tantos y tantos jugadores que... Bă, n-ai ceva la tine să... Am hanoracu. Dă hanoracu, dă ceva. Ia, ia, te pup, șefule, unde-i semnătura? Bă, ești bun, ești bun. Dă să strâng mâna. Ia, stai așa, vezi că faci afaceri. Ia-le bani, ia-le bani, cere și 10-15. Da. Bă, am tricou semnat de domn prezident.
semnătura care e pe toate contractele la toți jucătorii. Domn președinte aici, la mulțime. Da, chat, și cam asta a fost șmecheria. Am avut noroc și cu băiatul ăla, să-i dea Dumnezeu sănătate, că mi-a luat tricoul, mi l-a semnat, exact ce ziceam, nu, hai că se vede așa cât de cât semnătura. Băi, frate, sunt foarte bucuros că s-a deschis Academia Barcelona în România, mai ales că, să fim sinceri, cea mai bună academie din lume, a dat cele mai multe staruri, cei mai mulți tiki-taka, cei mai mulți băieți ca lumea. Băi, mă bucur și sper ca, bă, măcar unu, mi-aș dori toți, dar măcar unu din toți copiii ăștia care sunt acum la Barça Academy să ajungă fotbaliști mari, să ajungă pe la Barcelona, să le fie antrenor Pedri și Xavi și toți băieții, să fie acolo când Yamal e la ultimul meci, ei să debuteze și astea frumoasele, de fapt nu, că diferența între ei și Yamal e de 7-8 ani, what the fuck, nu, să fie acolo când Yamal o să fie capitan numărul 10, atunci să debuteze și ei la Barcelona. Băi, mă bucur și copii, ați văzut și cum zice, cum a zis domnul Laporta, bă, talentul nu e suficient, trebuie să munciți, să fiți perseverenți și să aveți pasiune pentru fotbal. Și asta vă doresc. Bă, vă zic sincer, ăsta a fost cel mai mare vis al meu, să fiu fotbalist. Din păcate nu am reușit, într-adevăr, nu eram vreun talent, vreun Messi, vreun Yamal, dar nici gâscă nu eram. Jucam și fundat stânga, mai aveam și o sclipire, o ceva, dar poate dacă munceam foarte mult, poate ajungeam și mi îndeplineam visul, dar poate Dumnezeu așa a considerat că e mai bine pentru mine. Uite, am jucat într-un serial cu fotbal, am prieteni fotbaliști, am avut onoarea să joc pe stadionul lui Rapid, pe stadionul Gloriei Buzău, adică am jucat pe stadioane importante și cumva, na, Dumnezeu nu a lăsat să moară visul ăsta în mine, mi-a dat niște plăceri, să zic așa. Și cine știe, poate a fost mai bine așa. Dar copilul din mine, știți ce zic, nu sunt gravid, n-am un copil în mine, dar copilul din mine și-ar fi dorit să ajungă la Barcelona și ar fi dorit să joace pe Camp Nou. Nu s-a putut, poate, cine știe, poate un urmaș de-al meu, cine știe, poate numele Maxinesi o să fie vreodată pe un tricou cu Barcelona, dar vândut de magazin oficial, nu făcut pe net sau contrabandă sau cu markerul sau alte cele. Cred că am scos niște minuțele, eu mă duc să mănânc o șaorma, că de asta nu sunt fotbalist acum. Iar restul copiilor, dacă vreți să vă duceți la Academia Barcelona, eu vă recomand. Na, adică mi se pare cea mai tare chestie. Uite, poate, dacă atunci când eram mic exista Academia Barcelonei, poate trăgeam tare, mă lăsam de școală, îi ziceam mama că mă duc la școală și mă duceam la fotbal. Bine, nu vă recomand asta, Doamne ferește. Doamne ferește, eu zic așa, fabulez că eu sunt nebun, mai râde, mai alea, suntem pe YouTube aici, doamna mama la copilul care se uită. Dar poate, ajungeam și eu fotbalist, dar, într-o altă ordine de idei, faceți sport, e foarte important, chiar dacă nu o să ajungeți la cel mai mare nivel, poate nu știu, n-aveți drive-ul ăla, poate și nu știu cum să dau, că atunci când sunteți copii, toți vreți să ajungeți fotbaliști. Dar și pentru părinții care poate văd videoclipul ăsta. Duceți-vă copilul la sport, la fotbal, la sportul de echipă, pentru că pe mine, cel puțin, sportul m-a educat mult mai mult decât școala. Poate de asta am greșeli gramaticale, dar eu cred că în viață mă descurc, pentru că la noi în România școala te învață să fii individual, să fii mai bun decât ăla, să tragi doar pentru tine, să înveți doar tu, să nu copiezi, să nu lucrezi în echipă, totul individual, să iei notă mai mare ca ăla. În timp ce sportul te învață să lucrezi în echipă, să îți dezvoltă empatia, cum la fotbal, știți cum e, la fotbal dacă un coechipier pierde mingea, toți am pierdut mingea, trebuie să fugim toți înapoi. Dacă luăm gol din cauza unui coleg, toată echipa a luat gol. Trebuie să învățăm să lucrăm în echipă și cred că asta ne învață sportul cel mai mult, mai ales sportul de echipă. Așa că duceți-vă copiii la sport, pentru că e foarte important, o să-și dezvolte niște calități care o să-i ajute în viață foarte, foarte mult. Mergeți copiii, faceți sport, credeți-mă că vă dezvoltă mintea, vă și eliberează de toată încărcătura, faceți, nu știu, ce sport vreți voi, dar mai ales cele de echipă. Vă garantez că sunt cele mai tari, vă ajută să vă dezvoltați și skill-ul de socializare, să lucrați în echipă, ceea ce e foarte important. Salut, salut, salut! Da, și cam atât, na, ce să zic, Visca Barça, Visca Catalunia și poate dăm drumul la vloguri, lăsați și voi like-uri, share-uri, comentarii, dacă vreți să mai continuăm vloguri săptămânale mi-aș dori eu, dar vreau să văd și din partea voastră că se vrea ca să știu dacă mai are sens să o fac.
Vă pup!